Zici că vrei să comentezi ce a făcut până acum actualul primar care s-a degrevat din funcție și candidează și el independent, fiind concurentul matale sau mata concurenta lui. Ce rezumat al păcatelor? Ce palmares? Ce talmud ai adunat? Ce păcate mai are? 1600, pur și simplu că nu am cererile care mi-au fost respinse, nu mi-au oferit răspuns. Dar ca să fie clară tuturor cetățenilor de ce eu am candidat în calitate de consilier în 2019, toți știu că eu mi-am dorit să cunosc de ce satul nu este alimentat cu apă, de ce instituțiile publice, da și publice, da și școala, grădinița nu au avut apă. Într-un sfârșit, printr-o luptă destul de acerbă, cu diferite demersuri, am ajuns până la sonda aceea care a fost construită în 2014, ce îmi spune ea, că am Din uitat, nu am bugetul mani, dar... României, din bani românești. Da. Și până acum noi nu cunoaștem, nu funcționează, deci așa și vă spuneam că școala a fost alimentată de către alt agent economic, dar mai nou acum... Aș vrea să zic că a fost prea multă risipă. Practic, au încercat să desfășoare ședință cu ușile închise. Vă amintiți când eu eram dat, adică nu eram primit în primărie și se întruneau în ședințe ascunse ca eu să nu ajung. Plus aceasta, acum, recent, am cunoscut faptul că cererile mele care eu le înaintam, primarul Munteanu Mihai, adică despre conținutul acestor cereri comunica consilierilor preventiv și le spunea ceea ce a pus rotarul înaintat la Consiliu să fie respins. Eu tocmai acum am înțeles de ce mi se respingeau, dar nu erau ale mele, erau din partea cetățenilor, că nu au apă, că nu sunt drumuri, că nu sunt trotuare, că nu este reparat monumentul, că nu este reparat sala de concert a casei de cultură. De aceste nemulțumiri ale mele au fost din partea sătenilor. Dar nu-i vina Acum... primarului că el zicea să fie respins, e vina consilierilor care au acceptat să nu voteze conform conștiinței lor și conform intereselor cetățenilor, ci conform indicațiilor primarului, care nici măcar nu-i coleg de-a lor de partid, nu-i cu mătru. Au zis primarul, și ce mare brânză, tu ești consilier la fel de ales al poporului ca și primarul și tu poți decizi pentru oameni altfel. Nu crezi că-s Iată vinovați că n-au dorit. consilierii și nu primarul? Primarul poate să ceară orice. Poate să propună orice, dar consilierii au capul lor sau nu au? Da, iată, acum lumea vor să decide, pentru că nu ne ducem mai departe, pentru faptul că sau pe parcursul acestor ani, ultimului mandat, s-au făcut risipă de bani, 155.000 și cât v-am trimis eu acolo, 862 de... Adică au mai Adică, făcut o reparație. da, s-a mai făcut o reparație tot așa vânjoasă. Așa, din 2021, 155.626 și 72 de bănuți. Deci, inclusiv am trimis dumneavoastră că primarul mă informează că în 2020 au fost procurate câteva mese și câteva scaune. Eu nu înțeleg de când în contabilitate se operează cu cuvântul câteva. Păi câteva boabe și câteva semințe de câteva boabe de chiper negru și câteva frunze de dafin se pun în murături. Dar cu câteva eu nu înțeleg. Poate fi și 10 și 20 de mese. Inclusiv vreau să aduc la cunoștință cetățenilor că... Oh, Doamne! Deci este un Am răspuns solicitat... recent, acum din octombrie, primarul zice că s-au cumpărat câteva mese, Da. dar au fost luate la evidență contabilă, conform prevederilor legale. Aici așa îmi spune. Dar eu nu le-am văzut pentru că aceste mese sunt dispanate, dispoiate și duse acolo în oficiu de poștă. Plus la asta sunt colbăite în holul primăriei care posibil ele să fie deteriorate chiar și când vor fi șterse, curățate, spalate, îmbibate cu apă, pentru că acolo deja astăzi este o lună de când se face reparația asta pompoasă de 209.000 lei, 210 lei, plus încă au mai solicitat 40 de metri de fir electric, deci pentru 6 birouri. Ele este că sunt
35.000 pentru fiecare birou. Eu v-am trimis dumneavoastră și deci schema amplasării acestor birouri în incinta primăriei. Și încă v-am mai spus, eu am solicitat, deci, care este rezumatul păcatelor? Că, deci, eu am solicitat de la dânsii nota de concept. Nu mi-a oferit-o pentru că mi-au spus că acesta nu este un act public. Mergând la Chișinău cu alte treburi și solicitând de la UNEDRL, iată, am tot pachetul făcut în copii. UNEDRL-ul ăsta fiind o structură a guvernului, nu un ONG. Da. Oficiul Național Dezvoltare Regională, care prin acest oficiu au fost alocați și acolo au fost aplicate înaintate cererile de proiect. Toți mă acuză, dar ce au făcut Rotarul în timp? Iată, eu îți vă explic ce am făcut. Le-a fost ca un schin în călcâi, că nu le-am dat voie să chiar să... Și oricum, chiar dacă eu am fost împotrivă atunci când au solicitat 155.000, am fost împotrivă. Totuși, majoritatea au votat și s-au reparat. Ați vă trimit și fotografii și video cum cetățenii în staun deci cu rotine. Deci nu în ultimele trei mandate au făcut mai multe reparații, ci în actualul mandat de primar au făcut mai multe reparații la primărie. Acum un an făcuse reparații în primărie. Da! Primărie ce e tot timpul reparații, de parcă ar fi cel mai important obiectiv din sat. După părerea lui, primăria este prioritară și nu sunt alte probleme. Deși alți primari au luat și extinderea pieductului și reparația caselor de cultură, instalarea panourilor fotovoltaice, eu tot v-am trimis, am postat în grupul nostru. Eu nu înțeleg de ce, totuși, până la urmă, aici a fost și implicarea unor consilieri, adică mai multor. Deci, principala preocupare a mea și consider și a unui primar este dependența de cetățenii care l-au ales. Să fii dependent de voturile cetățenilor, cei care te-au ales, dar nu să fii dependent de mofturile a cătorva angajați din primărie. Deci eu practic 4 ani am rezistat, nu am fost, am fost și umilită, nu m-am speriat de ce mă speriau ei că se dizolvi Consiliul, dar mă întorc înapoi. Ceea ce scriu în nota din concept și fac trimitere că deci necesită să fie reparat edificiul, inclusiv dacă eu le-am încurcat, nu mai repară edificiul, dar au rămas la 6 birouri, cărora le revine 35.000 de lei pentru reparația unui birou, plus dotare. Dotare cu mobilier 6, acolo îi solicită 6 dulapuri, inclusiv și în acel birou care nu are geam, care are ușă de metal. 4 pereți. Și 4 pereți, fără geam. Și, totodată, iată eu citesc din descrierea proiectului, că beneficiarii finali ai acestui proiect sunt atât angajații primăriei, cât și 1888 locuitori ai acestei comune, și cel care s-a născut. Deci, după, conform statutului de de personal, sunt 10 angajați ai primăriei. Și la identificarea acestui proiect au stat la bază aspectul inestetic al birourilor în care lucrează angajații, unde sunt primiți cetățenii, cât și greutățile întâmpinate la întocmirea și imprimarea actelor la utilajul învechit. Așa e de învechit de la pozvante. Prizele electrice, iluminatul slab în birouri, sunt instalate din tipul fondării primăriei, din cât tipul fondării și nu indică anul, ceea ce prezintă un pericol pentru lucrători și beneficiari. Din 1888 locuitori ai comunei, cel mai mult după servicii se adresează, atenție, persoanele de vârsta a treia, cu dizabilități, cu probleme sociale, și social vulnerabile. Ți-ai părea că satul nostru este, are un contingent numai de persoane sociale, vulnerabile și cu dizabilități. Cei care sunt... Și nu au prevăzut să fac o rampă de acces pentru persoanele cu scaun rulant și pentru persoanele în cârjă care abia urc scările. Nu este scris, nici nu este indicat. Atâta grijă are pentru persoanele cele sociale încât nu s-au gândit cum o să urce scările primăriei. Mai departe, cei care sunt cei mai expuși la pericolul de accidentare. Nemulțumirea persoanelor de
nefuncționalitatea uneori a tehnicii învechite și mobilierul deteriorat a servit drept temei pentru această cerere de finanțare. Spuneți-ne, vă rog, cum primarul, printr-o următoare afișă, declarație, prin care declară că toate cele prezentate în acest proiect sunt veridice. Acum ne întoarcem la acest răspuns din 2023, care confirmă că au fost procurate câteva emisii în 2020. Adică cum? Acolo ce? Au ros bovinele, măgarii, caii din aceste emisii, care ele prezintă pretins pericol pentru cetățeni. Atunci unde este logica? De ce prin aceste acțiuni primarul a mințit și consilierii? Consilierii niciunul nu au solicitat atunci la 4 august, când eu am lipsit de la acea ședință, să fie citit descrierea proiectului. Da, facem reparații la primării și au ridicat mâna cei care nici nu aveau închipuire, inclusiv care au copii la școală, la gimnaziu. Mai departe, ei fac trimitere că aspectul este inestetic al birourilor și prezintă, miesele prezintă pericol. Vă dați seama? Dintre care, vă zic, prizele, niciuna nu era afumată. Poate la cealaltă reparație, probabil tot așa au stat miesele în calea muncitorilor, le-au folosit ca scară, ca orice, și s-au devenit inestetice, murdare, urâte miesele și alte moduri. A fost așa reparație și ei de 150, când a fost în, deci masa aceea, acum văd că, așa atunci le-am zis, văd că stă afară masa învelită cu o peliculă și, mă rog, dar a fost și așa, și atunci le-am atras atenția. Deci mai departe, fac legătură, fac trimitere că cu ajutorul suportului financiar acordat de Fondul Național de Dezvoltare Regională Locală, au fost efectuate lucrări de reparație și dotare la Casa de Cultură, etajul 2, fac trimitere că a fost sala de fitness și biblioteca. Pe când în alte primării au fost, acolo era suma mai mare, au fost luate alte sume, alte priorități. Și vedeți aici când, chiar și în acea reparație, e 594.051 de lei și 11 bani. 594, jumătate de milion. Jumătate, da. Nu. 500, 594, 595. Vă dați seama? Când alte primării au beneficiat de acest proiect, de această intervenție în alte scopuri. Următorul pas mai indică ei că va fi un cetățean deservit și un angajat mulțumit. Deci prioritatea primarului ca să mulțumească angajații, ci să nu mulțumească copiii sau cetățenii ca să poată merge. Pentru că acum cât am ies eu prin sat, o să vă trimit fotografii, eu am văzut bunici cu copiii mergând, deci primblându-i în cărucior, pe strada centrală. Am văzut persoane care se deplasează în scaun cu rotile pe strada principală unde circulă autotransportul. Deci eu vreau să îndemn sătenii să înțeleagă, să realizeze că acest proiect, apropo, știu că acest proiect a fost scris de doamna Popa Vasilisa, care deci acum candidează la funcția de primar. Dumnezeu fiind pedagog, cunoștea care este situația în curtea școlii. Deci, fiind un complice, bănuiesc eu, fiind un complice cu primarul, deci eu chiar nu-mi dau seama cum puteai să fii complice la niște ilegalități, chiar sunt crase. Iată, despre aceasta eu am vorbit și voi vorbi și voi lămuri, voi spune tuturor sătenilor ca să înțelege. Nu a fost pus prioritatea, mă uit în comuna Căștița Prut și acum deci repară porțiuni de străzi, toarnă beton. La noi acum s-a făcut așa puțin vâlvătă, cum să fie betonate străzile XY. Poate acum că este degrevat, dar când? Că la noi de acum a fost de minus un grad. Sau se poate acum de turnat ciment și până la anul nou și după. Deci cred eu că și solicit cetățenii, așa cum m-au găsit numele meu în buletinul de vot în 2019, să găsească la fel în buletinul de vot familia mea,
în calitate de consilier și în calitate de primar, pentru că eu voi fi și sunt de părerea și sunt mereu cu grijile sătenilor, cei care nu au apă până ziua de astăzi, Oleg. Nu au cetățenii, o parte a satului nu au apă. Sunt partea satului care nu are extindere la rețeaua de apeduc. Deci eu voi colabora și voi Și încerca în să timpul fiu. ăsta guvernul oferea 450 de mii de lei, Da. putea să termine proiectul acela din bani românești și să aibă oamenii apă. Primarul a Nimic. preferat să ia jumătate din bani, pentru că n-a reușit să scrie proiect mai gras, mai gros, cealaltă jumătate de bani se pierd. Pur și simplu nu i-a solicitat în niciun fel, iar jumătatea de bani pe care e, sunt pentru reparația a câta oară a sediului primăriei. Halal și rușine. Da, doamna aceea care candidează învățătoare, de la ce partid candidează? Ea era de la, ea mult timp a fost la Partidul Democrat, acum este rugată și a trecut la PAS. Da, e bună și la Democrat și la PAS. Și până la urmă, Da. câți candidați, ce fel de candidați aveți în sat? Avem 5 candidați înscriși în cursa electorală în funcție, în calitate de primar. Unul este de la socialiști, al doilea de la PAS, al treilea este șansa care nu știu, va fi inclus sau nu, și doi independenți. Eu, în calitate, fost consilier, acum candidez și la primar și la consilier, și cetățeanul Munteanu Mihai, care a avut deja 4 Și el mandate. candidează și pentru Consiliu? Nu, doar independent. Ca primar doar. Dacă nu ajunge primar, nu o să fie nici în Consiliu. De asta nu cunosc. Dar alți consilieri mai candidează? Sunt pe alte, da, pe alte liste sunt consilieri de la Partidul Și Democrat câte... Modern. 10 sunt înscriși pe listă, 6 sunt de la comuniști și de la PAS sunt 9 înscriși, dacă nu greșesc, dar asta trebuie să apară. Ceea ce am văzut eu astăzi pe geam Dar comuniștii merg cu socialiștii iar împreună sau separat? Nu știți. Nu cunosc, nu cunosc. Și de la Șor candidează cu partidul ăsta șansa, da? Niciun Da, de la independent nu șoc. candidează în afară de dumneavoastră la Consiliu. Cine? Independent Nu, nu nu. candidează nimeni. Nu, 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 doar eu sunt independent. Ok, Deci. interesant peisajul. Și întoi campanie electorală. Vin, bat pe la poartă, dau fluturaș, ceva, pomeni electorale. Ce se întâmplă acolo? Eu, una personală, nu dau nimic, nici nu m-am străduit. Corect, Alții par că ar până fi când nu am ilegal. văzut. Da. Alții pare până când nu am văzut. Apropo, am fost sunată și după ce am depus pachetul de acte, dacă mai trebuie semnături, le-am mulțumit. Zic semnături, deja nu mai am nevoie. Eu am depus pachetul de acte. Sperăm să mă găsească pe liste, să aibă încredere cetățenii, pentru că, încă o dată, Da, repet, să fii mereu atent cu. că-s două buletine de vot și pentru primar și pentru Consiliu. În ambele sunteți acum, apăreți în amândouă buletine. Da. Doar că în lista de consilieri voi fi a șasele, așa mi-au spus. Deja nu, eu Nu nu știu contează că când. nu-i număr acolo, o listă așa fără număr. Să vă găsească numele, că simbol electoral probabil n-aveți. Nu, 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 nu am. Deci cam asta ar fi o bucată din păcatele comise, că mai sunt și altele care le-a favorizat plecări ilegale de la lucru, de la grădiniță. Asta tot știu, tot se știe. Da, am Dar văzut tot un am document și mi-amintesc din incidentul cu femeia aceea care era plecată și n-a fost amendată. Deci eu vă mulțumesc mult, deci asta este. Sperăm Situația la să nu burlacă. mai fie următoarea plângere că țevile nu sunt bune în birourile, țevile de care încălzesc, deci Care vin la calorifer. care vin la calorifer, da calorifer, da miesele care vă zic, eu cred că o să fie Dar am văzut inflate că ați cu atât. pus un video cu pervazuri. De ce le-au pus și după aceea le-au scos și au pus altele? Ce Dar a fost? iată de ce, iată de ce. Eu astăzi am întrebat, zic, de ce voi inițial ați făcut O muncă. o masă, ați nivelat temelia, adică așa e treaba. Băi, dar bine, acolo, mers și mier, că după ce ei l-au dezbătut, și-au umplut cu un fel de spumă. Meșterii spun că spuma asta cu timpul ea scade și oricum pătrunde aer în încăperii. N-am auzit să deformeze. După ce s-a cristalizat, gata, cred că rămâne Tot țapăna meșterii acolo. spuneau. E Și spumă apropo, la tehnică, firul da. electric,
Dacă ați văzut firul electric, eu asta și-am urmărit, firul electric cum a fost trasat. Deci doar într-un singur birou am văzut cum i-a fost săpat așa ca un fel de Un șanț așa în perete, da? șans, da, așa, și a fost tras firul electric. Dar în rest, e mai urât țesut întins pe perete decât păianjenul, plasa păianjenului. Păi ce, l-a rămas la vedere, la suprafață, nu o să-l acopere cu gips, cu El ceva? e cu gips, dar practic el e ca gotic așa. Eu Dar ce, bănuiam că se trebuia vede să fie... firul? Da. Păi Iată, că nu o astăzi să-l eu... vopsească, nu o să se mai vadă, cred. Păi nu o să vadă, dar astăzi eu Nu, am filmat și tapete, trebuie... ceva. Astăzi eu am filmat și ați văzut cum trece dintr-o odaie, dintr-un birou în altul, așa, pe sub, și acolo practic se vede și un leaț de lemn care i-am zis, zic, da, în caz de ceva, el o să scoată. Cum poți să scoți leațul și ala dacă deja ai tras firul electric? Și apropo, mă uimește că deci este încă consilier, candidează de la Partidul Comuniștilor, consilieră care a pledat pentru reparația primăriei, pentru reparația acelei de 155 și acum iarăși. Eu chiar îndemn cetățenii să aleagă, să înțeleagă și să ceară de la acel consilier de ce și-a bătut joc de copii, de săteni, prin faptul că a pledat pentru reparația câtorva, adică a Dacă birourilor a care sunt. rugat-o primarul, de ce nu? Asta Eu așa și-a făcut fost. hatârul. Da. Eu vă mulțumesc mult, cred că am să mai revin. Sănătate, la revedere!